Bună Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru luna aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei scorpioni, o lună aprilie foarte interesantă pentru voi. În primul rând, pe 3 aprilie, Mercur intră în Taur, ceea ce înseamnă că toată luna aprilie vei comunica foarte mult cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri, cu clienții. Pe de altă parte, luna aprilie vine cu tot felul de drumuri pe care tu le vei face, fie pentru a rezolva probleme legate de acte, fie vei negocia ceva foarte mult. Tot luna aprilie, uite, te găsește cu tot felul de discuții legate de viitorul unei relații sau legate de o nouă etapă într-o relație. Chiar, unii scorpioni vă gândiți serios să închideți anumite prietenii, anumite colaborări, o relație oficială. Bun. Uh... De pe 21 aprilie, Mercur intră în retrogradare, așa că de pe 21 aprilie încolo, atenție ce decizii ei legate de relații, vezi că nu rămân așa. Vezi că Mercur acolo în Taur e un hoț curat pe bani, așa că mare atenție ce, ce contracte semnezi, mare atenție ce înțelegeri faci, da? dacă se poate înainte de 21 aprilie. Bun, acum dacă este vorba despre o situație care a mai fost și acum revine în atenția ta, Vezi, reanalizează situația și atunci, da, e ok. 6 aprilie vine cu o lună plină în balanță. Lună plină care pentru tine activează o axa sănătății. Însă, este vorba despre o închidere bruscă care apare în viața ta. Sunt niște probleme care au început cam acum jumătate de an, undeva prin septembrie, și uite că acum lucrurile se închid și e ceva foarte benefic pentru tine. Punctul norocului e exact în zodia ta. Deci, E ceva foarte benefic pentru sufletul tău, pentru viața ta, da, discutăm și despre scorpioni care vor avea parte de o eliberare din punct de vedere emoțional sau chiar din punct de vedere medical. Bineînțeles că undeva e o problemă, da, fie de sănătate, fie este o problemă la muncă și atunci, și atunci clar, trebuie, trebuie schimbat ceva pe acolo. Nu prea aveți voi control asupra acestei luni pline, dar e benefică, da, e benefică. Apoi, până pe 11 aprilie, ești foarte bine susținut pe zona aceasta de contracte, asocieri, parteneriate, relația cu ceilalți, foarte multă susținere ai din acest punct de vedere și de asemenea, uite, poți să întâlnești pe cineva sau poți să-ți rezolvi niște probleme în relația cu persoana iubită. Venus acolo în taur poate să vină și cu niște închideri sau cu niște transformări. Și uite, da, cât stă Venus pe acolo, chiar la început, poți să rezolvi ceva. Da? Însă, țin să-ți menționez că începutul lunii aprilie este destul de stresant pentru tine în casă și în familie, în relația cu rudele sau pe a rezolva ceva legat de niște acte, fie o moștenire, fie un teren, o casă, pentru alții apar conflicte, da, cu membrii familiei sau cu partenerul de viață. Bun, de pe 11 aprilie, Venus intră în Gemeni și uite că este o perioadă pentru tine în care vei trăi intens o poveste de iubire. Bineînțeles că apar și transformări acolo. Acum, fie că trăiești intens povestea de iubire, fie că este vorba despre niște conflicte în egală măsură care pot apărea, iar dacă ești un scorpion singur. Vezi că sunt șanse să apară vreun suflet pereche prin zonă, dar vezi că e o relație karmică la mijloc. Acum, uh, Venus acolo, atunci când intră în gemeni, face un trigon cu Pluto din vărsători și vezi că, deodată, nu m-ar mira fie tu să iei o decizie, fie persoana de lângă tine. Legată de o relație, dar aici mă refer la o relație în care lucrurile deja sunt foarte profunde între voi, adică decizia poate să țină fie să vă mutați împreună, fie să vă separați, fie cunoști pe cineva și lucrurile avansează atât de rapid încât nici tu n-a pus să-ți să dai seama când și cum s-a întâmplat. Uite, ai foarte mare susținere pe bani în jurul datei de 11 aprilie, foarte multă susținere pe bani, moșteniri, împărțiri de bunuri, bănci, partaje, toată zona asta, deci tot înainte, super ok. Femeile în mod special îți pot fi de foarte mare ajutor și acum uite că vă mai dau o veste. Vedeți că e cineva prin viața voastră, e o femeie pe care ori nu o suportați, ori aveți ceva de împărțit, ori e vreo colegă de la muncă, ori o prietenă, ori. Nu știu, e cineva acolo. Ei, și vedeți că persoana asta v-ar putea ajuta extraordinar de mult dacă știți cum anume să aplicați problema. Saturn, acolo, în vărsător vorbește despre a fi deschis, despre a fi sincer, despre. nu știu, despre a fi transparent și uh, despre a face chiar ceea ce îți place. Da? Ei, dacă știți cum să jucați cartea, e șansa voastră. E ok. da Bun. Apoi, avem. Uh, pe 20 aprilie, o eclipsă totală de soare. O lună nouă în Berbec. Știu, a mai fost, a mai fost, o lună nouă în Berbec. Ei, dar asta e diferită. Asta va avea impact foarte mare la nivel mondial, dar o să discutăm la momentul respectiv. Acum, pentru noi, ca și muritori de rând. Uite, pentru tine este un moment în care se ia o decizie foarte importantă, legată de o relație, de legată de a merge pe cont propriu. Dacă, să, mă rog, dacă să spun prin martie, ți-ai făcut niște planuri, ai avut niște idei, ai purta niște discuții, ei acum cam treci la treabă. Ideea este că această noutate care apare fie într-o relație, fie... La locul de muncă, toată povestea asta intră în tensiune, așa cu casa ta cu familia ta, deci sunt niște chestiuni pe acolo, cineva face ceva și ție nu-ți place, da, cineva începe un demers sau știu eu, începe o perioadă așa ciudată. Ideea este că ești foarte bine susținut, adică susținerea pentru tine chiar vine pe acte, vine pe zona aceasta de uh, relații, deci foarte multă susținere ai de acolo. Și uite că după 20 aprilie și soarele se mută în taur Și da, e cu conflicte chiar pe 20 aprilie în casă, în familie Deci apar chestii, da? în special dacă discutăm despre acte, despre tatăl tău, despre, react, despre relații oficiale și așa mai departe Însă toată povestea se termină cu bine, că ești foarte bine susținut da? Foarte bine susținut ești Hai să vedem, dragi scorpioni, ce vă spun și arhanghelii da, O lună aprilie e bună Purificarea și sublimarea, numărul 8. Păi dragi scorpioni, cam vreți să vă purificați viața în această lună. Culorile importante sunt mov, roșu, verde, galben, iar arhanghelul Zadakiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Dar, înainte de asta, vreau să-ți transmit faptul că numărul 8 este foarte important pentru tine, este numărul abundenței, este numărul transformărilor, da? Uh, în astrologie, Casa opta este guvernată de către tine, da? Așa că vezi ce faci. Pluto e guvernatorul tău și e implicat în multe chestii în aprilie, da? multe. E implicat în câteva de e implicabil. Da? O. Te ajut să-ți relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare. Să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Este clar aici că ceva se va purifica în viața ta, este vorba despre o relație importantă da? sau despre relațiile tale în general vorbind. Da? Hai să vedem. Să vedem, dragi scorpioni, și tarotul ce transmite. Că vă spun și vouă, luna aprilie e sub semnul justiției și e clar că relațiile vor fi impactate, dar vom asista la multe căsătorii, multe. Uh, multe divorțuri, multe despărțiri și așa mai departe, adică vor fi tot felul de decizii care se vor lua în lume alianțe care se vor face și care wow ne vor lăsa surprinși trei scorpioni ce faceți voi în luna aprilie. Avem două cărți de noi începuturi, avem o arcană majoră la mijloc. Mutări, schimbări, multe drumuri, relocări. Ce faceți dragi scorpioni, dar e ceva benefic pentru voi și lumea e clar. Bun lumea vorbește despre un final karmic, da. vorbește despre o perioadă ciudată în care toată lumea a suferit sau ți-a fost rău, nu te-ai simțit bine. Au fost tot felul de probleme, uite diavolul, o legătură toxică cu cineva, da, o legătură oficială sau o legătură la muncă și uite judecata vine cu acel moment în care stai la masă cu cineva și dai dovadă de sinceritate și iei decizii importante ca să te eliberezi. Da? Ca să te eliberezi. O hotărâre care se ia legată de un drum, un drum, o relocare, o mutare, o mașină. Forța sau puterea la baza manifestărilor tale, o conexiune cu zodia leu. Este clar că tu îți vei dovedi puterea în luna aprilie. Îți vei dovedi puterea legată de familia ta, legată de casa ta, legată de stabilitatea ta. Puterea vorbește și despre o luna aprilie, în care tu vei dori foarte mult să mergi într-o anumită direcție, pentru că tu îți vei dori să trecapeți acea putere interioară șase de spade în inima ta, un drum pe care tu îl faci în casă, în familie, împreună cu cineva drag ție, șase de spade poate să însemne și o mutare, da, vrei să te muți, sau vrei să vizitezi ceva împreună cu persoanele dragi ție. Însă eu simt aici că tu pur și simplu vrei să lași în spate tot ceea ce te-a durut, tot ceea ce te-a făcut să te simți rău. Asul de spade în mintea ta, uite, idei geniale care îți vin în luna aprilie. Decizii importante pe care tu le iei, dar asul de spade vine și cu o soluție absolut genială, da? O decizie radicală. E ca și cum deodată te ridici și pleci. Faetonul în exteriorul tău, o legătură cu Zodia Rac, văd aici o bucurie pentru tine. Faetonul vorbește despre succes, despre recunoaștere. Un succes pe care cineva îl are în jurul tău, cineva care se îndreaptă către tine, dar văd și o puternică legătură cu o persoană care se află la distanță de tine cineva care depune aici eforturi dificile da, pentru a avea o anumită recompensă. Faetonul vorbește despre succes, lumea la fel, deci nu știu ce vrei tu să faci, dar eu simt o energie de eliberare uriașă, cum nu am mai simțit într-o citire de tarot de foarte mult timp. Asul de băte. Cineva se simte atras de tine. Sau poate să apară o nouă persoană, dar ți-am zis dacă apare cineva nou sau dacă partenerul de viață, persoana iubită se schimbă, ei pești cum ajungeți până pe Marte și înapoi. Adică e o energie mare acolo. Asul de băte, dar totuși eu cred că e vorba despre altcineva, despre o nouă etapă, o nouă persoană. Asul de băte vorbește și despre o nouă activitate pe care cineva o face. Noi activități care apar în jurul tău, foarte mult entuziasm pe care cineva îl are persoană care se simte bine, e liniștită, e relaxată. Uite, e o persoană în jurul tău căreia îi place foarte mult fie să facă drumuri, fie să comunice, e o persoană care știe să negocieze, căreia îi place să trăiască intens. Da? Și aici, deci cu persoana asta tu faci pace, deci tu rezolvi problema, te eliberezi pur și simplu. 8 de băte, multe discuții, așa cum spuneam, pe care tu le vei avea în luna aprilie, 8 de bâte vorbește și despre succes, despre pasiune, despre libertate, însă este clar aici că într-o relație toxică și cu turnul ceva se rupe, ceva se rupe peste noapte. Și uite, este vorba și despre un adevăr care este la suprafață. Bun. Îmi plac foarte mult cărțile, dragi scorpioni, noi oportunități care apar, noi persoane, noi proiecte și da, este momentul să-ți purifici relațiile. Chiar ar fi cazul. Dragii mei scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru luna aprilie. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru fiecare săptămână, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc o lună aprilie cât mai frumoasă, cu noi începuturi, cât mai pe placul inimii tale.